altă piață din capitală, Piața Progresul din sectorul 5 și colega mea Florentina Lazăr este acolo. Bună dimineața, Florentina! Văd și la tine pensionari care s-au grăbit să vină la cumpărături. Bună dimineața! Într-adevăr, la această ora dimineții în Piața Progresul din capitală sunt 10 de clienți. Cei mai mulți dintre aceștia sunt persoane cu vârsta de peste 65 de ani. De altfel, și comercianții spun că oamenii din această categorie de vârstă sunt cei mai fideli clienți chiar și în timpul pandemiei de COVID-19. Chiar dacă vânzările din piețe au scăzut chiar și cu 50%, aceștia speră ca odată cu noua ordonanță militară vânzările să mai crească puțin. Am vorbit și cu oameni cu vârsta de peste 65 de ani, iar părerile sunt împărțite în ceea ce privește această nouă ordonanță. Unii se bucură pentru că s-a dat ordonanța și spun că nu aveau timp să-și facă cumpărăturile, să meargă la farmacie în intervalul 11-13 și preferă să meargă la piață, spre exemplu, de dimineață. Alții spun însă că și-ar fi dorit să iasă din case mai multe ore și că acum trebuie să se trezească de dimineață pentru a-și face cumpărăturile. Cu toate acestea, cele mai căutate produse în această perioadă în piețe sunt legumele și fructele. Mulțumim foarte mult! Sănătate tuturor!